sau nu o meserie bănoasă, pentru că știți cum se spune, că v-am spus și mai devreme, acum părinții spun, nu alegeți actoria, că nu este o meserie de viitor, nu este o meserie bănoasă, alegeți o meserie care să vă aducă bani, să fiți siguri pe voi. Ce credeți dumneavoastră? Adică v-ați sfătui copiii să urmeze o astfel de meserie? Copiii mei deja au optat, dar banii sunt un efect colateral a oricărei activități pe care o întreprinzi pe lumea asta. Dacă scopul personal sunt banii, atunci cred că poți găsi tot felul de activități licite sau ilicite pe care le poți face ca să obții bani. În schimb, cred că orice fel de profesie practicată bine, din vocație, cu implicare și dedicare, poate crea acest efect colateral al unei stări financiare, să zicem, rezonabile. Sigur că nu e o profesie din care să te îmbogățești. În România n-ai cum. Adică e ecuație pe care o scoatem din poate discuție. Poate dacă ajungem în America este o posibilitate. Și nu pentru oricine. Adică nu e garanția că dacă ești actor în America te îmbogățești. E o meritocrație și în domeniul ăsta. Cum Sebastian Stan. Că el este actor român care joacă în filme de la Hollywood. Da, nu-i cunosc condiția financiară, dar probabil că e una bună. Dacă ești interesat doar de profesie, banii, ca efect colateral, mai devreme sau mai târziu apar. Nu pentru o condiție excepțională sau ieșită din comun, ci pur și simplu pentru a-ți asigura confortul unui trai decent, normal, peste medie. Sunt bani și în profesia asta, nu se îmbogățește nimeni, dar un tânăr nu cred că ar trebui să pornească la drum cu gândul că vrea să se îmbogățească din profesia pe care și-a ales-o. Atunci e un mare compromis. Adică debalansezi accentul de pe etica profesională și nevoia de a o practica foarte bine către shortcut-uri care pot să-ți aducă beneficii imediate financiare.